Iubită familie îndoliată, asistență, suntem în locul acesta să ne exprimăm omagiul pentru ceea ce a reprezentat pentru fiecare dintre noi fratele Vasile Talpoș și deopotrivă să împărtășim durerea voastră, să fim alături de voi în suferință. Am stat și m-am gândit mult la mesajul pentru momentul acesta și m-am gândit la faptul că sunt multe versete de încurajare în Scriptură, dar parcă niciun verset nu acționează așa bine cum acționează o persoană care intervine într-un moment de suferință sau într-un moment de necaz. Și m-am gândit la un verset foarte interesant în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetul 36, cuvântul spune despre ucenici când erau tulburați, nu știau ce să creadă, erau în ziua învierii, dar încă nu avuseseră parte de o întâlnire cu Hristos. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Dincolo de multe versete pe care le veți auzi astăzi, dincolo de multe cuvinte de încurajare, mă rog ca însăși prezența lui Hristos să fie în viața voastră, în familiile voastre, familia ta, Simi, împreună cu Cristina, Cristi, care din păcate nu a putut să fie împreună cu noi la mormântare, dar care probabil urmărește slujba aceasta prin intermediul internetului, Emanuela, împreună cu familia, mă rog ca prezența lui Hristos să vă aducă pace. Amin. Vă aduc salutări sfinte și deopotrivă expresia condolianțelor și omagiului din partea comunității Bisericilor Creștine baptiste Timișoara, împreună cu fratele Marius Bîrgean, președintele comunității, am discutat și de dimineață încă o dată, și deopotrivă condoleanțele exprimate de zeci de păstori din comunitatea baptistă Timișoara care au trecut prin matrița Institutului. Mi-aduc aminte, dacă ar fi să urez doar de o chestiune din matrița Institutului, sunt multe momente de pocăință pe care le-am trecut alături de fratele Vasile Talpoș în matrița aceasta Institutului, dar să știți că niciodată nu ții minte pocăința așa cum o ții minte când este și scrisă. Și poate că mulți dintre noastre nu știți ce însemna pocăință scrisă, însemna efectiv să-ți scrii pocăința, să mergi la secretariat, să o înregistrezi, să mergi la fratele Vasile, să o aprobe, să o duci apoi la secretariat, să o înregistreze în registrul de acolo și apoi momente ca acestea sigur nu le mai uiți niciodată, dar nici nu mai repeți momentele care te-au dus la o astfel de pocăință. Deopotrivă aș vrea să exprim mesajul de condolianță din partea colegilor de an, din promoția 1999. Am fost colegi cu Cristi Talpoș timp de 4 ani de zile și pentru noi Cristina, Cristi, Emanuela au fost ca o familie cu care am petrecut împreună acei 4 ani de zile. Nu de puține ori au fost aceia care ne-au ținut spatele în fața severității fratelui Vasile Talpoș. Și îmi amintesc odată pe Cristina, stăteam pragul ușii în spatele fratelui Vasile și fratele Vasile cu o severitate încerca să ne pună la punct cu niște chestiuni pe noi care eram studenți și Cristina spunea, tata, dar sunt doar niște studenți, tata, iartă-i, lasă-i, treci de data asta și mai trecea și încă o dată și încă o dată. Pentru că pe cât era de sever, pe atât avea o inimă de bună și uita repede și apoi ne dădea încă o șansă și încă o șansă. Deopotrivă aș vrea să mai exprim mesajul de condolianță al fratelui Pavel Sandu de la Biserica Baptistă din Tacoma, coleg cu fratele Simi Bâlc, și aș vrea să închei cu un verset, să las pentru toată audiența, pentru întreaga audiență, un verset foarte interesant din Scriptură, Filipeni, capitolul 3, de fapt sunt două versete, versetele 20 și 21, pentru că de foarte multe ori în încercări, durerea noastră este accentuată de faptul că ne legăm prea mult de pământ, ne legăm prea mult de mijloacele seculare de izbăvire, ne legăm prea mult de trupul acesta și chiar de sănătatea trupului. Apostolul Pavel vine și spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile, în mijlocul necazurilor și strâmtorărilor. Avem încrederea și seninătatea că perspectiva noastră se ridică deasupra circumstanțelor, deasupra ceea ce vedem și simțim cu simțurile acestea pământești. Și că alături de fratele Vasile Talpoș și mulți alții care au plecat înaintea noastră, și noi vom fi cetățeni cu sfinții și vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin.